Bună seara, o partidă foarte importantă pentru echipa dumneavoastră, un punct diferență, câteva cuvinte despre acest meci. Очень важный для вас матч сегодня, только несколько баллов разница между соперниками вашим. Конечно, важный матч, очень важный матч, потому что мы рядом в турнирной таблице, и так, если честно, мы давно не выигрывали. Поэтому, я думаю, матч будет интересен, плюс еще то, что мы на таком стадионе играем, вдвойне приятно. Foarte cald afară, temperatura poate afecta jocul echipei? На улице очень жарко, это может повлиять на игру ваших спортсменов и команды. Ну, сейчас очень хорошая, ну, в принципе, хорошая погода, тень на стадионе. То есть играем вечером, первый раз за все эти туры. То есть, я думаю, будет комфортно играть. То есть, думаю, жара сильно не повлияет. Ну, тренер, бună seara. Un singur punct diferență între cele două echipe, un mic mesaj înainte de meci. Мы понимаем, что между нами разница в одно очко, но все равно мы хотим в каждой игре показывать игру в атаке, хорошую и надежную игру в обороне. Ultima perioadă, ultimele meciuri, Zimbru pare într-o creștere de formă. Sunteți de acord cu dumneavoastră? Sunteți mulțumit de lot, de jocul echipei la momentul actual? Noi, что касается игры, мы в некоторых моментах делаем невынужденные ошибки, как в атаке, так и в обороне. Состав на этот день, какой он есть, я думаю, что у нас устраивает, но у нас будут еще 2-3 приобретения. Vorbim de jucători cu experiență, pentru că aveți un lot foarte tânăr. Нет, там будут молодые игроки. Continuați cu același ritm, jucători tineri, talentați, care... Да. Vă dorim mult succes. Mersi. Și 23 de minute, în 7 minute începe și ultima partidă a etapei a 8-a dintre Zimbru, Chișinău și FC Floreasca. Sunt Ioan Jalbă și numele echipei vă salută de aici din strada Butucului, acolo unde cele două echipe își dau în premieră întâlnire în primul eșalon fotbalistic și de fapt în duelurile directe. Până acum niciun meci nu s-a consemnat între cele două formații. Până la ora acestei partide în divizia națională s-au mai disputat alte 4 meciuri. Codru Lozov a fost învinsă de Speranța Nisporene, meciul debut cu 0-1, Milsami a trecut de Dinamo Auto cu același scor de 1-0, Șerif a bătut ieri Petrocub în derbiul acestei etape și în meciul de început de campionat cu 4-1. Sfântul Gheorghe a depășit Adineaur Dacia Buiucani cu 2-1, iar Zimbru cu Florești dispută această partidă. Doar un punct le distanțează una față de alta. 5 puncte pentru Zimbru, 4 pentru Florești până la ora acestui meci. Florești are și un record de negativ, fiind alături de Codru Lozova echipele cu cel mai slab atac în aceste momente. 3 goluri marcate, 13 încasat Florești în actuala stagiune, Zimbru 11 goluri încasate, 7 marcate până acum. În cazul în care Zimbru a reușit să învingă, ar ajunge și ar egala Speranța Nisporene la puncte. A luptat deja cu echipa din Nisporene în etapa a doua, 2-2, atunci a fost Ciopa și Ciomurtan reușind să marcheze. Astfel, Zimbru, datorită golaverajului mai bun, a reușit să treacă pe poziția a șaptea. Să vedem însă cum vor arăta lucrurile în teren. E momentul să vă aduc la conștiință care sunt și cele două garnituri de start. Astăzi oaspeții Florești vine la această partidă cu următorul prim 11, între buturi numărul 13, Vladislav Liharev. Jucători de câmp sunt Ivan Voropai, numărul 4, Igor Bugaev, numărul 9, Anatoli Cheptene, numărul 10, Vladimir Ghinaitis, numărul 14, Constantin Mandrâncencu, numărul 19, Sergei Dulgher, numărul 22, Dimitri Semirov, numărul 27, Vladimir Kovchenko, numărul 55, Vasili Stefu, numărul 77 și Andrei Calac, numărul 99. Pe bancă mai sunt Stanislav Ivanov, Alexandru Scripcenko, Ion Arabagi, Sergei Bobrov, Artem Hajaturov, Artem Zeleniuk și Alexei Solomin. Antrenor principal, Iuri Groșev. De partea cealaltă, gazdele galben-verzi încep acest meci cu Maxim Kovalov, numărul 25 între buturi. Jucătorii de câmp sunt Ștefan Burchiu, numărul 3, Denis Furtunea, numărul 4, Gheorghe Brânzaniuc, numărul 5, Ion Postica, numărul 7, Artur Pătraș, numărul 8, Petru Neagur, numărul 10, Saleh Yahaya, numărul 14. Yahaya a reușit un gol în etapa trecută cu Dinamo Auto. În metrul 49 a adus un punct pentru Zimbru în acel duel cu automobiliștii. Tot astăzi în teren sunt Alexandru Graur, numărul 20, Alexandru Vacarciuc, numărul 23 și Bolu Pascal Chidi, numărul 27. Rezervele echipei: Alexandru Ostrovar, Alexei Ciopa, Vadim Ciomărtan, Vladislav Zavalișca, Alexandru Gau, Vlad Reilanu, Prince Ochizie Ebanizer și Tudor Iapără, dar și Cristian Dani, antrenor principal Vlad Goian.
La centru astăzi va fi Dumitru Muntean, asistat de Vadim Vicul și Tudor Bolog, al patrulea oficial fiind Stanislav Leu. Foarte curând își vor face apariția în teren cele două echipe, dar și brigada de arbitri. Din cauza acestei pandemii și a schimbărilor avute în cadrul competiției din primul eșalon fotbalistic, inițial brigada de arbitri va apărea pe teren, după care echipele își vor face apariția rând pe rând, prima fiind de echipa gazdă, Zimbru Chișinău. Până în acest moment, în celelalte 7 partide în care a evoluat galben-verzii, în primul meci au pierdut cu Dacia Buiucani 0-1, au remizat cu Speranța Nisipărin 2-2, au fost înfrânți de Sfântul Gheorghe cu 1-3, Șerif 0-2, Codru-Lozova a reușit să ia primele 3 puncte după un 3-1 cu echipa din Lozova. Cumile Same a fost învins aici la Chișinău cu 0-1, ce-o aminte după o partidă în care echipa lui Vlad Goian a arătat destul de bine, însă nu a reușit să scoată nici măcar un punct, iar cu Dinamo Auto a remizat 1-1. De poarta cealaltă, Florești, cu Dinamo Auto în primul meci a fost învinsă cu 1-3, a bătut Codru Lozova cu 1-0, Stefu reușind atunci să marcheze singurul gol. Petru Cuba a trecut de Florești cu 4-0, Dacia Buiucani a bătut 2-0, Floreștiul Speranța Nisporenie, Florești 1-1, Sfântul Gheorghe, Florești 2-0, iar Șerif a reușit să bată etapa trecută cu 1-0. Foarte cald și astăzi, de aceea vă aducem la cunoștință că aceste temperaturi care vor rămâne pe teritoriul Republicii Moldova vor continua și zile viitoare, de aceea vă invităm și pe dumneavoastră să petreceți cât mai mult timp la umbră și să vă hidratați pe parcursul orelor amezii, dar și a întregii zile. Desigur, sperăm cât mai curând posibil să fie și fanii aici pe stadion, pentru că lipsește publicul fotbalului din Republica Moldova. Însă, pentru a ajunge până la acel moment, trebuie să trecem cu toții cu bine peste această pandemie de COVID-19. Iar pe această cale, până va începe partida, aducem încă o dată mulțumiri în numele întregii echipe, dar și a Federației Moldovenești de Fotbal tuturor care luptă în linia întâi cu această pandemie de COVID-19. Se întârzie apariția pe teren. 2 minute au rămas până când, în mod normal, ar fi trebuit să fie dat startul acestei partide. Are o discuție, din ce văd, pe tunelul de intrare. Arbitrul central, Dumitru Munteanu, cu cele două echipe. Probabil le-a transmis modalitatea prin care își vor face apariția în teren jucătorii celor două formații. Iar acum vedem brigada de arbitri făcându-și apariția pe teren. După cum spuneam, la centru Dumitru Muntean, asistat de Vadim Vicol și Dudu Boloca. Adineauri, în această parte a terenului ne aflăm și noi, a venit și Stanislav Leu, cel de-al patrulea oficial. Iar primii care intră în teren în echipament complet verde sunt gazdelbe, Zimbru Chișinău. Acum în echipament vișiniu își face apariția și formația oaspetă, FC Florești. După această partidă, pentru toate echipele din Divizia Națională urmează o pauză de mai bine de o săptămână, astfel încât jucătorii vor putea să se recupereze după lunga perioadă în care au evoluat la distanță de câteva zile. Adesea antrenorii s-au plâns de faptul că programul a fost foarte încărcat, însă în urma a tot ceea ce s-a întâmplat în 2020, campionatul nu a avut posibilitatea să înceapă în luna martie, când era planificat un lucru benefic pentru Zimbru Chișinău. Ne aduceam aminte, în acea perioadă se vehicula faptul că Zimbru nu ar participa în primul eșalon fotbalistic. Între timp însă ne bucurăm că cea mai iubită formație din Republica Moldova poate să-și continue evoluție pe prima arenă fotbalistică de la noi din țară. Prima atingere o vor avea galben-verzii. Îl vedem în apropierea balonului pe Bolu. Vor ataca de la dreapta la stânga.
echipa lui Vlad Goian. Zimbru, care de sezoane bune, este într-o căutare continuă de rezultate. Formație care acum câteva sezoane pentru iubitorii fotbalului. Dacă tot ne apropiem de preliminariile, pardon, UEFA Europa League și UEFA Champions League, în acea momentă de acel parcurs în care aici la Chișinău, pe același stadion, sper să nu greșesc anul, dacă nu mai înșeară memoria, 2014, Zimbru reușea în prima manșă să bată 1-0 PAOK, după ce mai reușise niște rezultate extraordinare. În deplasare însă, formația galben-verde a fost învinsă. A început partida de la Chișinău. După cum spuneam, cu prima atingere pentru galben-verzi, o minge a lui Pătraș întoarsă înapoi la Burghiu, pasă în dreapta lui Burghiu. Sează între ei fundașii centrali lui Vlad Goian. O Pătraș. Bugaev este cel care a stat la presiune, la pressing. Acum greșește Pătraș și Bugaev recuperează capitanul celor de la Florești, o pasă în centru. Cheptine este cel care a pasat în dreapta la Kovchenko, lasă balonul într-un Semirov, Cheptine. În timp, minge ajuns pe partea, în jumătatea celor de la Florești. Iar mingea la Voropai. Vom avea cel mai probabil și pauză de hidratare datorită temperaturii ridicate de la ora acestui meci. Voropai, o minge în lungă de linie pentru Bugaev. Bine plasată la această fază, Vakarciuk. Va fi răpunerea din colțul careului mic al lui Maxim Kovalov. Vă duc la cunoștință faptul că partida poate fi urmărită pe Facebook, YouTube sau pe canalul Moldova 2. Astfel, pe postul TV puteți urmări în fața micilor ecrane. În cazul în care ne urmăriți pe Facebook, așteptăm și mesajele voastre. Vrem să fiți cât mai receptive, astfel sugestii, propuneri sau care credeți că va fi scorul final, puteți lăsa acolo un pronostic care va fi citit puțin mai târziu. Madrincenko cu o pasă în dreapta până la Ghinaitis. Din nou Madrincenko. Pasă printre al lui Madrincenko și e un prim fault. Burghiu este cel care faultează în duelul cu Vasile Stefu. Neamă Stefu a reușit să marcheze un gol de 3 puncte în duelul cu Codru Lozova. Decarul celor de la Florești, Anatoli Cheptene. El la scurtă probabil va urma o centrare spre careul lui Kovalov. Cheptene cu o minge boltată într-o zonă unde Vakarciuk reușește să respingă. Balonul ajunge la Bugaev. Bugaev o minge către Stefu. Vakarciuk trece pe lângă balon. Burghiu este în spatele lui. Bugaev se întoarce. Capitanul cel de la Florești minge în spate. Semirov cu o centrare spre bara a doua. Balonul ajunge la Ghinaitis. Mingea în continuare în careul galben-verzilor. Kalak nu reușește să întoarcă cu fața spre poartă. Balonul ajunge însă la Dulgher. O încercare de schimbare de direcție. Bugaev, balon trimis în careu, respinge Burghiu. Din nou oaspeții mai rapid reușesc să recupereze posesia. Postică. Ține mult de minge Postică și pierde posesia, după care faultează. A complicat Postică la această fază. Mai montați în acest început de partidă, cei de la Florești. Să ne-am doar un punct diferență între cele două echipe. Zimbru Chișinău, o echipă foarte tânără. De cealaltă parte avem câțiva jucători cu experiență în lotul celor de la Florești. A intervenit Dumitru Muntean verbal într-un duel din careul galben-verzilor. Centrare cu efect prea puternică. E o fază la care ar fi putut crea pericol elevii lui Yuri Groshev. Ratată superficial însă.
Și va fi repunerea din colțul careului Maximă Kovalov. Repunerea rapidă pentru Kovalov. Petraș. În stânga lui Petraș la Vacarciuc. Vacarciuc din prima. Minge la Iahaia. Și aruncare de la margine pentru oaspeți. Cu Andricor Vișini, spuneam, mai prezentă jumătatea adversă în acest început de meci. Furtuna. Capitanul galben-verzilor. Mingea trimisă în dreapta. Dură în combinație și Postică. Nu au însă cine să continue faza într-o construcție de atac elevii lui Vlad Goian, astfel încât sunt nevoiți să păseze în defensivă. Mă, Pătraș din nou pentru Furtuna. Spațiul Furtuna înaintează. Una cu o minge trimisă în dreapta. Reușesc, dar pentru moment. Cei de la Zimbru păstreze posesia în jumătatea adversă. Cel care a recuperat a fost numărul 14, Vladimir Ghinaitis. Brânzaniuc încercată pe partea dreaptă a Dinauri. Zăniuc și Neagă au fost în acea zonă. Știgă duelul aerian, Furtuna, balon ajunge la Ghinaitis și urmărită de Furtuna. Foarte bine vine din spate Brânzaniuc și se resimte. Jucător de la Florești, este vorba de Andrei Calac. Este nevoie de intervenția echipei medicale. O avertizare verbală pentru Brânzaniuc la această fază. Probabil ulterior ar putea să urmeze și un cartonaș în cazul în care această intervenție se va repeta dacă va recidiva fundașul dreapt al celor de la Zimbru. Jocul este oprit, îl vedem. Bugăiev a venit la banca tehnică, s-a apropiat aici de tehnician și a primit noi indicații, care probabil vor fi transmise și către colegi. Suntem în minutul 7 al partidei. Înainte și mingea în spate. Voropai. Luna lui Voropai pentru Matrăcenco. Nouă Ghinaitis. Mingea întoarsă în centrul la Semirov. Foarte bine se apără zonală și galben-verzii. Nevoiți joace în spate elevii lui Iuri Groșev. Kovacenko între doi adversari întoarce înapoi la Voropai. Pressing sus făcut de zimbriști. Voropai nevoit să întoarcă înapoi și o minge degajată de Liharev. Bogaiov într-un duel cu Vacarciuc. Reușește Bogaiov să pună balonul jos. Semirov cu o schimbare de direcție. Mingea trimisă într-o zonă unde se înalță foarte bine și respinge în aut Brânzaniuc. În apropiere era Andrei Calac, cel care privește acum balonul. Cheptene. Căutat Cheptene cu cine să combine în față. Leargă mult în acest început de partidă. Voropai pentru o minge de urmărire. A avut un moment de ezitare și nu a mai reușit să aruncă balonul Vladimir Kovchenko. Va fi repunere din colțul careului mic al lui Maxim Kovalov. Parcă n-au ieșit la fel de montați echipa gazdă în această partidă. Borghiu a venit la pressing, Vasile Stefu, cu mă Furtuna. Este liber în stânga, Vacarciuc. Balonul ajunge acum la Pătraș. Ginge în centru, a intrat în combinație și Graur. Furtuna acum trimite către Postică. Un
Rondoi a lui Postiga cu coic pe reușită. Neagu, un picior ridicat. Voropai este cel care se resimte. Nu l-a văzut însă Neagu. Era cu spatele la Voropai, venit din spate. Rondoiul făcut cu bolul Adinauri de Postica. Și o prima fază mai închegată. Mai multe pase pentru galben-verzi. Aitiș rapid luat în primire de Neagu. Faultează de carul echipei gazde. Reamintesc că ieri am avut derbiul acestei etape și poate unul dintre cele mai importante meciuri din începutul de campionat. Șerif Petrocub 4-1. Un meci în care se puneau speranță pentru un campionat mai echilibrat, oricum suntem abia la început și lucrurile se mai pot modifica pe parcurs. Între timp, pressing făcut de jucătorii galben-verzilor, obligată Liharev să trimită în afara terenului. Foarte bine se plasase trei eleve a lui Vlad Goian în acea zonă, era vorba de Bolu, Pătraș și Ion Postică. 28 de grade în acest moment, în termometru este foarte cald, va urma și o pauză de hidratare, acum o pasă trimisă de Vakarciuk în spate, nu mai insistă la această fază Vasile Stefu, iar Kovalov, uite la Fortuna, Graur liber în centru. Întârziată pasă spre Vakarciuk, Graur, combină cu Pătraș, Pătraș o minge printre pentru Neagu, se apropie Ghenaitiș, Semirov, pentru Calac, se întoarce Calac de lângă Brânzaniuc. O Gheraitiș. Cenco în spate. Adulghier, acum Voropai. Foarte bine blochează orice zonă de acțiune în față, Bolu și Postica. Pe partea stângă aici, în dreapta. Se află Iahaia și Pătraș, în momentul în care galben-verzii fac pressing. Ghenaitiș cu mingea lungă spre Bugăiev, Vakarciuk respinge. Balon întors înapoi la Brânzaniuc. Pătraș, Neagu, Bolu. Jucătoră foarte tehnic, Bolu. Faultează. Vom revedea această fază, era foarte aproape Dumitru Muntean. A fost o mână. Rupt în față pe Dulghier, cred. S-a folosit de brațe pentru a trece printre doi adversari Bolu. O reușește pasa Kovchenko. Ce-am aminte de meciul cu Milsamie. Și dribblingurile făcute după ce a intrat în teren. Vârful de atac a celor de la Zimbru. Bugăiev. Gentoarsa lui Bugăiev la Semirov. Schimb de direcție spre Ghenaitiș. Ghenaitiș 1-2 cu Calac. Erau trei jucători al galben-verzilor în acea zonă. A reușit să aglomereze zona. Recuperaseră doar însă pentru moment. Va începe o nouă fază de atac pe dreapta. Cenco în doiul cu Bugăiev trece pentru a doua adversare. Pasa însă este dezamăgitoare. Încerca să-l angajeze pe Stefu. Bolu din prima pentru Iahaia. Și ce bine s-a recreat Semirov la această fază. 0-0, minutul 14, nicio fază de poartă. Ritm bun al jocului. Cu Fece Florești fiind vioara întâi în această partidă. Voropai o minge în adâncime, mult prea puternică. Balonul care ajunge în brațele lui Maxim Kovalov. Foarte des coboară Pătrașe pentru a comedia cu Fortuna și Burghiu.
pe postică pentru Brânzaniuc. Brânzaniuc întoarce mingea înapoi, periculos, reușește să fură balonul Semirov. Undeva la centrul terenului, Semirov în continuare într-o fază pe cont propriu. Semirov trece de Burghiu la dublată Fortuna, iar numărul 27 din lotul lui Iurie Groșev faultează. Iahaia o minge înapoi la pătraș. Toate fazele încep prin mijlocașul celor la zimbru, unul dintre jucătorii cei mai experimentați de la această echipă. Pătraș a evoluat acum ceva ani deja și în România. Raur o minge înapoi la Burghiu, aruncarea ajunge din nou la cel menționat Adinauri. S-a îndreaptat spre Neagu și se pare să echilibrat în aceste momente. Jucătorul lui Vlad Goian. Posesia din teren. Întârzie pasa Stefu. Graur îndreaptă la Brânzaniuc. Are pe aceeași extremă pe Neagu. Pasă însă deviată, iar Ghenaitis și recuperează. Semirov. Baron în dreapta de urmărire pentru Bugaev. Vakarciuk mai bine plasat. Gaur întoarce pentru Burghiu. Obligată să doarcă înapoi la Kovalov. Pasă din prima lui Kovalov pentru Fortuna pe cealaltă parte a terenului. Și va fi aruncare de la margine pentru Zimbru. În unele momente par să iasă greu din propria defensivă galben-verzii. O echipă care, spuneam și în startul acestei transmisiuni, se așteaptă mult mai multe. Formație care, sau mai bine zis, pe care fanii și-o doresc prima parte a clasamentului, lupta pentru locurile de preliminarii. Este însă foarte complicată o echipă de jucători tineri. Ambițioși, talentați, dar fără experiență. Trecencu este cel care a întors înapoi la Dulgher. A intrat în combinație și Liharev. Ghenaitis pe dreapta. Salonit Ghenaitis printre minge Semirov. Cată din prima. Pătraș se întoarce elegant printre doi adversari. Minge este la Iahaia. Iahaia din prima a încercat să-l angajeze pe Bolu. Mai mult a apărut un stop ratat decât o pasă. Cel puțin din această zonă. Jucător foarte tânăr și sale Iahaia. Vakarciuk urcă la pătraș Iahaia și pătraș s-a încurcat pentru moment, revine posesia pentru galben-verzi. O nouă centrare, doua consecutivă a lui Iahaia de această dată însă în spatele porții. Va fi răpunerea din colțul gareului mic al lui Vladislav Liharev. Se întârzie răpunerea balonului în joc. iunie 1999 născut Iahaia, spune mușcător tânăr, acum s-a întors însă, nu ajunge balonul. Și se întoarcă pe lângă Vladimir Kovchenko. În Nigeria s-a născut numărul 14 din lotul celor de la Zimbru Chișinău. Pe site-urile de specialitate foarte complicată să găsești mai multe informații. Unde a evoluat Neagu. A întors Neagu, trimite la Pătraș. Pătraș reușește să oprească acel balon. O stică a fost pe care a ajuns primul la minge. Iar acum Burghiu. Balon trimis în pasă spre Evoropai. Iahaia minge în centru pentru Neagu. Neagu reușește să evite al doilea adversar.
Leo Iahaia. Rolând la pătraș, un duel între cei doi. Și o teclingă reușită făcută de Ivan Voropai. Atacare făcută la timp de Voropai și vom avea prima lovitură de colț. Pentru galben vers. Dar și a partidei. Vedem și grafic acest lucru. Minutul 20. Artur Pătraș pregătită să centreze. Centrarea lui Pătraș, una destul de bună. Lihaev fixează. Iahaia. Linge scoasă în stânga pentru Vakarciuk. Șutul lui Vakarciuk blocată de Voropai. Alunecată Cheptene și a faultat. Scăpase mingea de sub control Cheptene. Revedem această fază. Apoi un picior în față, o talpă. Pusă de decarul floreștenilor. Vișinii au început foarte bine această partidă. Treptat însă Zimbru a reușit să echilibreze lucrurile în teren. Iar în ultimele două minute vedem pe galben-verze mai prezențe în jumătate adversă. În nou Pătraș probabil va urma o centrare în care s-au îndreptat jucătorii. Săptură din lotul lui Vlad Goian, îl vedem pe Burghiu, Bolu. Pătraș o minge trădată spre bara a doua, Neagu, transversală Neagu, iar Iahaia încearcă o execuție spectaculoasă, a fost offside. Vom vedea foarte curând și o reluare acestei faze. Mingea lovit transversal a ieșit în afara terenului. Revedem încă o dată această fază. Mai apoi a încercat Iahaia să iasă o parte spectaculos. Oricum a fost poziția afară din joc semnalizată de asistentul de pe acea parte. Și bine Brânzaniucă din apărarea. Bolo. Bolo între trei adversari. Bolo pasează în centrul la Neagu. Neagu scăpat mingea în spate. Bolonă recuperată de Madricencu. Acum Cheptene pe partea dreaptă. Minge la Bugaev. Bugaev pentru Madricencu. Semirov. Pasă în stânga la Ghenaitis. Liber Ghenaitis. Laca învăluită, se apără bine Brânzaniuc, Ghenaitis și sare mai bine ca Brânzaniuc, se resimte jucătorul celor la Zimbru, intră în careu, Calacă, Calacă, încercat să paseze în centru. Pare că s-a lovit tare Brânzaniuc, nu știu dacă avem o reluare acestei faze, acelei faze, pardon, foarte curând vom revedea duelul dintre Ghenaitis și Brânzaniuc. Dar pare că după ce a lovit mingea, inerția l-a lovit în figură și pe numărul 5 din lotul galben-verzi, Gheorghe Brânzaniuc. Lovitură de colț pentru Florești, prima din această partidă, în minutul 24. În continuare, Brânzaniuc pe marginea terenului primește îngrijiri medicale. Discuția avută din nou a lui Dumitru Muntean. Graură și Bugaev sunt cei vizați, Voropai și Bolu. Centrare cu efect, prinde fără probleme. Maxim Kovalov nu are pe cine însă să lanseze pe contraatacă. Toți jucătorii galben-verzilor erau în careu sau în apropierea careului. Sănă cât este obligată. Balonul pentru Fortuna. Graur. Se complică Graur și pierde posesia în fața lui Vasile Stefu. Bugaev. Bugaev ține și el prea mult de minge. Iahaia este cel care a recuperat. Vakarciuk. Cercă să neșească această fază de atac. Vakarciuk. Mingea de timp a ajuns la Postica. Balonul Postica în dreapta. Zaniuc reîntoarce serviciul pentru Postică. Cercă Pătraș o minge de angajament
în adâncime balona care a ajuns în brațele lui Vladislav Liharev, ieșită până în marginea careului mare. Deci o fază periculoasă. Este doar acea transversală lui Furtună, luată însă în poziția afară din joc. Stopă bună făcută de Kovchenko. Trece Kovchenko pentru doi adversari. Mai era însă un jucător al Galben Verzi în acea zonă. Trecuse de Iahaia și Pătrașe. Era acolo și Vakarciuk. Între timp, faza de atac continuă pe partea stângă. Calac într-un duel cu Brânzaniuc. Calac trece de Brânzaniuc, fault. Să vedem dacă va scăpa și de această dată fără avertisment fundașul celor de la Zimbru. O echipă medicală invitată. De această dată vede galben. Același lucru i-l arăta și Dumitru Muntean, ceea ce am menționat mai adineauri. Este a doua fază în aceste prime 26 minute în care Brânzaniuc îl faultează decisiv Andrei Calac. Primul cartonaș galben în această ediție pentru Gheorghe Brânzaniuc. Foarte multă oprire ale jocului. Responsabil cu executarea fazei fixe Dimitri Semirov. Zidul format într-un singur jucător, Iahaia. Jucătorii galben-verzilor în propriul careu. Centrare, minge trimisă spate de Voropai. Neagu respinge de lângă Cheptine. Balona a trimis spectaculos pe spate pentru un 2 reușit între Stefu și un coechipier în acea zonă. Bugaev foarte bine, Furtună-i fură balonul. La un pas Bugaev să scape singur în fața lui Maxim Kovalov. Minge acum prea puternică trimisă spre Ghenaitis. Foarte bun un doiul și între Stefu și Kovchenko din aure. Nu știu dacă vom putea revedea faza în întregime, acea fază de atac a celor de la Florești. Revedem un doiul. Minge care a fost respins inițial de Furtună, dar lovită pe Brânzaniuc. Avem și pauza de hidratare despre care v-am vorbit în startul meciului. În motiv că este foarte cald, jucătorii primesc acest respiro de hidratare. Vom vedea dacă va avea loc și în repriza secundă, în partida dintre Zimbru și Milsami. Acum două etape aici, în strada Bătucului. S-a făcut pauza de hidratare doar în prima repriză. Cer să ascultă și indicațiile care sunt oferite de băncile tehnice celor două echipe. Dar din ce am reușit să prindă banca galben-verzilor, asistentul, cred, vorbea cu jucătorii și întreba dacă nu le rușine de modul în care a început această partidă și să încerce să se impună mai mult în teren. De cealaltă parte, am văzut câteva scheme tactice arătate către unii dintre jucătorii cheie a lui Yuri Groshev. Minge trimisă în adâncime, Neagu reușește să centreze și cred că s-a lovit destul de rău, îl vedem căzut după teren. Cel care a respins a fost Serghei Dulgher. Se ridică până la urmă de carul la galben-verzilor. Petru Neacu. Din fericire, nu s-a lovit rău, deși vedem că își resimte brațul drept. Dreaptă în colțul terenului, Artur Pătraș. A doua lovitură de colț pentru echipa gazdă astăzi. 30 al partidei. Mai puțin de 6 jucători
ai zimbrilor în careu. Pătrașul centrare pe jos, minge deviată de Neagu. Și repunerea din colțul careului mic. Am avut impresia inițială că un jucător în echipament vișiniu a atins balonul primul. Graur însă este cel care a atins ultimul mingea. Genco minge în adâncime. Furtună respinge într-o zonă pentru duelul dintre Iahaia și Bugaev. Se înalță mai bine Iahaia decât Bugaev. Cercată. Cerea un fault capitanul celor de la Florești. Era foarte aproape însă Dumitru Muntean. Brânzaniuc minge în spate la Furtună. Una în stânga la Burghiu. Pătraș minge printre altui Pătraș. Pasă greșită însă. Semirov recuperase și a fost și faultat. E mulțumit Semirov de proprii coechipieri. Nu a avut cu cine să paseze în față. Aici și Matrăcencu. Un doi reușit între cei doi. Neago faultează. Cercat din spate. Se cure mingea lui Ghen Aitiș. Constantin Matrăcencu. Minge înapoi la Dulgher. Voropai. Minge la asemenea înălțimea lui Voropai. Burghiu nu reușește să o respingă în față. Balonul ajunge însă la Vacarciuc. Căcerea lui Vacarciuc a ajuns doar la cheptene. Nu a reușit să construiască nici cei de la Zimbru. Acum încearcă echipa oaspătă. United și în centru la cheptene. Cheptene pasă șut. Genco trece de Iahaia foarte ușor, a încercat să-l depășească și pe Pătraș ultimul, însă ia vrea mingea. A fi din nou aruncarea de la margine. Spuneam foarte des astăzi, balonul a părăsit suprafața de joc. Oaspeții sunt cei care au repus de la marginea din aur. Semirov. Minge în stânga lui Semirov pentru Ghen Aitiș. Balonă care este întors la Dulgher. La un pas să se complice prea mult Dulgher și se fură balonul la Pascal Bolu. Apoi a încercat o schimbare direcție, Brânzaniuc este lovit de minge în spate. Iar Ghen Aitiș a încercat mai apoi să-l dribleze foarte bine, se scurcă însă fundașul galben-verzilor în această fază. Faultată de Calac. Pustică, minge lui Pustică pentru Ștefan Burghiu. Ștefan Burghiu a marcat și el un gol în actuala stagiune, în duelul cu Codru Lozova. Și Zimbru s-a impus cu 3-1. Știu că Iahaia a încercat să se întoarcă în spate. Matrăcencu. Minge în dreapta Matrăcencu la Kovchenko. De linia lui Kovchenko. A urmărit Bugaev acest balon. A spus Burghiu. Raure a pasat lui Vacarciuc. Vacarciuc o minge însă mult prea moale. Să-l cât revin în posesie elevii lui Iuri Groșev. Parcă după această pauză de hidratare mai crescut și ritmul jocului, cel puțin al paselor, pentru că încă cele două echipe nu reușesc să se apropie periculos de poartă. Sare acest balon peste Voropai, ajunge însă fundașul central celor din Florești, mingea schimbă câteva pase cu Matrăcencu. Demirov pentru Ghen Aitiș pe stânga. A insistat mai mult pe această cea parte stângă, această primă repriză. Unde evoluează ca extremă Ghen Aitiș și Calac. După bună lui Kovchenko, luat în primire rapidă de Iahaia, nevoie să întoarcă la Matrăcencu. Minge puternică spre Semirov, nu reușește stopul, însă balonul ajunge până la Ghen Aitiș. Cere în centru cheptene. Minge în adâncimea lui cheptene, Calac a încercat cu pieptul să paseze Graur. Reîntoarce înapoi balonul oaspeților. Cred că nu a intrat prea bine în joc astăzi Graur. Pase mult mai multă pentru echipa din Florești. Kovchenko din nou și un stop bun trece de un adversar. Mirov pentru același Kovchenko. Kovchenko are spațiu de centrare. Centrarea lui Kovchenko. Furtună degajează. A respins foarte bine Furtună. Balon în
adâncime trimisă de Matrecenco pentru Calacă, pentru duelul dintre Calacă în Zaniuc. Are un duel de nervozitate între cei doi jucători. Am văzut și la această fază intervenția lui Calac tare de spate. Reamintim, Brânzaniuc a văzut galben în această primă repriză după două intervenții tare asupra lui Andrei Calac. Acum Calac a fost avertizat verbal de Dumitru Muntean. Probabil în cazul în care va continua în același mod, va fi și el avertizat mai devreme sau mai târziu. Greșită, Pătraș, o nouă pasă. Foarte multe greșeli pentru galben verzi. Pasă simple greșite, elevii lui Vlad Goian. Iaca ia pasă pentru Vacarciuc, o minge boltată pentru Pătraș. Fură mingea Vasile Stefu. Reușește să se ajungă la balon Vladimir Kovchenko. Pătraș aruncă de la margine pentru Bolu. Și Kovchenko acum întoarce înapoi Aliharev. Pare în lipsă de idei, gazdele oaspeții încearcă să construiască, nu găsesc însă o ultimă pasă. Precareul lui Kovalov. Acum Bugaev pe dreapta într-un duel cu Burghiu. Centrarea lui Bugaev, Furtuna din nou respinge. Lor de control în apărare. Denisă Furtuna pentru echipa gazdă. Nu prea s-a văzut în joc nici Pascal Bolu. Golgheterul galben-verzilor, Vadim Ciomortan, este pe bancă, două goluri prin Ciomortan în duelul cu Codru Lozova și cu Speranța Nisporeni. Meciuri în care au acumulat briștii 4 puncte. Centrare spre bara a doua, minge care a fost respinsă de Gheorghe Brânzaniuc, faultat Brânzaniuc în atac. Încearcă să înceapă toate fazele echipa lui Vlad Goian din prin pasă, din propriul cariu, de aceasta va urma o degajare a lui Maxim Kovalov. Sper să nu mă înșele memoria, dar cred că este prima din acest meci. Până acum mai mereu începea cu Furtuna sau cu Urghiu din apărare. Degajarea lui Kovalov, o degajare spre Bolu. Iulchiera și-a duelul, minge la Neagu, nu reușește să paseze. Mise direct în Ghenaiti și Neagu. Mă îl găsește în spate pe Graur. Graur întoarce pentru Burghiu. Are spațiu, poate să șuteze Burghiu. O pasă pentru Postica. Postica primită în dreapta pentru Neagu. Centrarea lui Neagu spre Bolu. Minge ajunge la Pătraș. Șutul lui Pătraș se duce pe lângă stâlpul drept. Arată de Vladislav Lihaiu. O execuție semiratată pentru Pătraș. Poziția foarte bună. Vedem această fază. Voropaia câștigă duelul cu Bolu. Tot în pământ, Artur Pătraș în momentul în care a șutat. Deși probabil au statistica de partea lor, echipa din Florești nu s-a apropiat periculos de poarta lui Maxim Kovalov. Ambele echipe au nevoie de victorie pentru a se apropia de Speranța Nisporenie. În clasament. Venită dintre doi adversari Stefu și a ținut de minge. A ținut balonul când era jos Vasile Stefu. Și e din nou posesia pentru galben-verzi. Postică mingea dreapta la Brânzaniuc, care are spațiu. Brânzaniuc întâmpinat de Ghenaitis. Balonul lovește în spate pe Ghenaitis. Rămâne în teren. Minge ajunge acum la Semirov. Semirov, balonul de angajare pentru Stefu. Iese din poartă Kovalov. Kovalov reușește să rețină fără probleme. Foarte bine a protejat mingea și Ștefan Burghiu. La Pătraș, Pătraș pentru Iahaia. Balona este în spate de Iahaia pentru Artur Pătraș. Minge întoarsă la Furtuna. Hai,
Ceaușescu, serie de pase consecutive, Galben Verzi, Pătraș, care spațiu poate avea înaintea în centru. Ură Pătraș, balon în stânga pentru Vacarciuc. Are lui Vacarciuc, bolul în picioară, ridicat, Neagui fură balonul lui Postică. Jocă periculos la bolul, asupra lui de Genaitis. Venise din spate de Genaitis, picior ridicat însă, vârful de atac al lui Vlad Goian. Vrem curând în ultimele 5 minute regulamentare din această prima repriză, vor urma și ceva minute suplimentare. Cred că 2 sau 3 la număr. Moment important în care vor interveni și doi tehnicieni. O echipă care se află în subsolul clasamentului. În foame de puncte. Revedem poziția afară din joc a lui Vasile Stefu. 1-1 și la poziții în afara jocului. Vacarciuc. Cea lui Vacarciuc la Graur. Marce bine Graur. Lângă Madrecencu și Stefu. Din nou Vacarciuc, o centrare la seminalțimea. Bolu reușește. Bolu să rămână în posesie. Are... Nu s-a înțeles bolul această fază Postică. Mai prin planul, era el va înainta. A invitat pe Postică. La urmă rămâne posesie pentru Zimbru. Eu arce înapoi Pătraș la Furtuna. Până cu minge înaltă spre Vacarciuc, se înalță Bugaev, trimite însă în spate. Kovcencu este cel care ține balonul în teren. Acum Graur trimite în afara terenului Cheptul. În apropierea acestuia era Dmitri Semirov. Lasă Bugaev balonul. Cel care va arunca de la margine este Vladimir Kovcencu. Kovcencu spre același Bugaev voltează în duelul cu Iahaia. Are și Bugaev duelul său cu Iahaia. Mai multe rânduri a cerut centralului să intervină. Acum însă a jucat regulamentar în toate recuperările. Nigerianul Saleh Iahaia. Minute bune, Zimbru este echipa care construiește. Iago din prima a încercat să trimită în dreapta. Nu s-a asigurat însă dacă are cu echipieri în acea zonă. Balonul s-a scurs în afara terenului. E foarte greu și pentru acești copii. Vorbim de o echipă cu tradiție. O echipă cu greutate în spate. În referire, desigur, la Zimbru Chișinău. O echipă cu palmares, cu fani, cu momente glorioase. Iar în momentul în care aprace acest tricou, în mod normal ar trebui toate aceste lucruri să se aducă un plus de valoare. Și spuneam că e foarte greu pentru că în unele momente s-ar putea ca presiunea să fie mult prea mare pentru vârsta. Când al acestor jucători, Vacarciuc intră în centru foarte bine la această fază. Vacarciuc pentru Bolu. Balonul trimisă prea tare, iar Lihare vă prinde fără probleme. Păcate, reamintesc că în urma acestei pandemii nu este posibil ca publicul să fie pe teren, astfel nu avem nici galeriile aici, în tribune. Poate că acest lucru ar oferi un imbold în plus, un joc mai spectaculos. Dulghier, dribling în fața lui Bolu, trimite la Liharev, pasă înapoi la Dulghier. E mult de minge Dulghier, reușește însă să paseze în față. Stefu, însă foarte bine, însă Furtuna revine și recuperează. Zaniucă pentru Postică. Postică de cheptene, este nevoie să întoarce înapoi la Kovalov.
până la Graur. Din prima, Graur pentru Postică. Zaniucă în centru la Neagu. Neagu calcă pe minge, cade Neagu, trece însă. Uite, Cheptene și Semirov în acea zonă. Brânzaniucă reușește și el un dribling. Au aglomerat acea zonă, însă elevii lui Iuri Groșev și-au recuperat. Enaitiș. Enaitiș continuă această fază pe cont propriu. Fault făcut asupra lui Genaitiș. Graur este cel care faultează. S-a scurs cele 45 de minute din primul mitan, iar de la margine, Stanislav Leu arată 2 minute de prelungire. Ambele echipe așteaptă pauza. Sperăm că în partea a doua vom avea mai multă fază de poartă, mai mult pericol. Dacă am omite meciul dintre Șerif și Petru Cuba, s-a înscris destul de puțin în această etapă a 8-a. Vorobai minge din prima la Kovchenko. Kovchenko pentru Cheptene în centru. A trimis Madrecenko. Alac, nu s-a văzut de ceva minute. Alac mai activ în startul partidei. Iago, un dribling bun făcut. Genaiti și Bolo. Stop pe pepta lui Bolo. Încearcă să treacă în viteză pe lângă Dulghier. Dulghier însă toarce înapoi la Lihare. Iar Bolo s-a dezechilibrat și a căzut. Fără a fi faultat însă. Poate fi o ultimă șansă și pentru oaspeți. Madrecenko. Enaitiș. Alac. Era în centru Calac. Îl evită pe Postică. Orice Madrecenko. Madrecenko în dreapta. Inițial Semirov lăsase mingea, că dacă are un cochiper în această zonă, care a urmărit acest balon. Iar Genaitiș, Calacă, un 2 lui Calacu, Genaitiș pasă bună la Cheptene în stânga. Centrarea lui Cheptene, foarte bine, Burghiu intervine, Genaitiș în careu, însă poate să rea spre poartă, o face însă foarte moale, iar Furtună poate să degajeze. Aude și ultimul fluier acestei prime reprize. Genaitiș se ridicase peste Iahaia, cum Dumitru Muntean a pus punctul pe ei pentru primul mitan. O primă repriză apatică, o primă repriză anunță fără prea multe faze în cele două careuri. Nu putem scoate în evidență o fază periculoasă. Probabil acel șut semiratat al lui Artur Pătraș a fost mai periculoasă fază din această repriză. Nu putem lua în calcul transversarea lui Furtună pentru că a fost poziția afară din joc. Oricum sperăm că în următoarele 45 de minute cele două echipe să revină de la cabine cu alt suflu și să joace un alt fotbal, astfel încât să avem mai mult spectacol. Acum vedem și cum arată această prima repriză grafic. 54 față de 46, posesia mai bună pentru oaspeți. 2-1 la șuturi pentru Florești pe spațiul porții, însă niciun șut în primele 45 de minute. 13 faulturi pentru galben, verzi 6 pentru Florești. 1-0 la cartonașe galbene. Brânzaniuc este cel care a fost avertizat. În numele echipei vă invităm peste aproximativ 15 minute să reveniți alături de noi. We'll be right back.
așa strâniește. Cucu? Domnilor și domnilor, am revenit aici în strada Bătucului cu comentariul, sunt Ion Șalbă și vă invită pentru următoarele 45 de minute să sperăm că vom avea mai mult spectacol fotbalistic în a doua repriză. Vedem o dublă schimbare făcută de galben-verzi. Din teren au ieșit numărul 5 Gheorghe Brânzaniuc, cel care a văzut galben în locul acesta. Acum a intrat în teren Alexei Ciopa, un gol pentru Ciopa în actuala stagiune în egalul cu Speranța Nisporeni, 2-2 atunci. A mai părăsit gazonul și numărul 20, Alexandru Graur. În locul acestuia, dacă am văzut bine, a intrat Alexandru Gău. Două modificări făcute pentru galben-verzi, niciuna de vișinii în pauza acestui meci. 0-0 la pauză, o primă repriză în care Florești a avut posesia, nu a reușit însă să se apropie periculos de poarta lui Maxim Kovalov. Foarte rapid vă aduce la conștiință care sunt jucătorii din teren în aceste momente. Pentru echipa oaspetă, Vladislav Dehariev, Ivan Voropa, Igor Bugaev, Anatoli Cheptene, Vladimir Ghenaitis, Constantin Matrăcenco, Serghei Dulgher, Dimitri Semirov, Vladimir Kovcenko, Vasilii Stefu și Andrei Kalak. Convingere recuperată de pătraș, s-a auzit însă centralul și va fi balon pentru cei de la Florești. Rezervele lui Iuri Groșev sunt Stanislav Ivanov, Alexandru Ripchenko, Ion Arabacie, Serghei Bobrov, Artem Hachaturov, Artem Zeleniuc și Alexei Solomină. De partea cealaltă, Zimbru cu Maxim Kovalov, Ștefan Burghiu, Denisa Fortuna, Ion Postica, Artur Pătraș, Neagu, Petru. Acum Bolu într-o fază la propriu minge ajunge la Iahaia, în care Iahaia poate să șuteze, o face însă pe lângă stâlpul drept aparat de Vladislav Liharev. După cum spuneam, Petru Neagu, Saleh Iahaia, Alexandru Vakarciuc, Pascal Chidi, Bolu. Au intrat în repriza secundă Alexandru Cău și jucătorul cu numărul 6, Alexei Ciopa. Pe bancă mai sunt Alexandru Ostrovară, Vadim Ciomărtan, Vladislav Zavalișca, Vlad Răileanu, Prins Ebenzer, Tudor Iapără și Cristian Dani, antrenorul principal Vlad Goian. La centru astăzi Dumitru Muntean, asistat de Vadim Vicol și Tudor Bologa, al patrulea oficial Stanislav Leu. O minge trimisă la adâncimea care ajunge doar până la Voropaie. Voropaie întoarce înapoi pentru Dulghier, minge trimisă în stânga la Ghenaitis. Kalak. Faultă făcută de Ciopa asupra lui Kalak. În prima repriză a fost dueluri dure între Kalak și Brânzaniucă. Ultimul a văzut și cartonaș galben după două intrări tare asupra numărului 99 de la oaspeți. Madrâncenco întoarce înapoi la Dulghier. Să sperăm, după cum spunea, că vom avea un ritm mai bun în partea a doua, vom avea mai multe fază de poartă. Este un prim duel între cele două echipe. În premieră se întâlnesc. Gău este cel care acum mă trimite în afara terenului prin alunecare. Iar cel care va arunca de la margine este capitanul Floreștinilor. Lasă balonul Bugaev pentru Kovcenko, iar vișinii pot începe o nouă fază de atac. Se întoarce însă înapoi Semirov și întoarce balonul la Dulghier. Vine la pressing Bolu, minge ajunge la Liharev. Faza lui Liharev pentru Matrăcenco. Prima Matrăcenco a încercat să-l angajeze pe Ghenaitis. Mingea se scurge în afara terenului. Ciopa este cel care aruncă de la margine. Gău o pasă printre, către nimeni. Minge care ajunge cu noroc până la Pătraș. Artur Pătraș trece de Matrăcenco. Pătraș a încercat să trimită pe lângă Voropaie pentru Bolu. Voropaie s-a apărat bine la această fază și o nouă alunecare bună lui Gău. A intrat parcă bine în joc. Alexandru Graur în prima repriză nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Scapă balonul afară terenului Kovcenco. Ostica minge la Gău. Balonul trimis într-o zonă unde se află doar Kalak. Nu reușesc să lanseze un contraatac rapid cei de la Florești. Astfel, faza lor de atac se transformă una pozițională pe dreapta. Cei de Iahaia foarte ușor Kovcenko. Kovcenko cu minge trimisă semi-înălțime. Balonul care ajunge acum la Postică pasă pentru Iahaia. Are spațiu pe partea stângă. Iahaia poate să înainteze. Nu facem să acest lucru. Acum
minge din nou, care îl căuta pe Bolu, balon nou respins de Voropaie, haos la mijlocul terenului, balon care ajunge la Postică, Neagu în marginea careului, spatele la poartă, Neagu, din nou Postică. Nouă consecutivitate în atac, niciuna dintre cele două echipe nu reușesc să paseze în careu. Acea ultima pasă lipsește. Ciopac cu o centrare pe jos, Dulghier respinge, însă balonul ajungând în plasa de deasupra transversalei apărată de Vladislav Liharev și vom avea o primă lovitură de colț și în mitanul secund. 3-2 la corneră, pentru galben-verzi revedem centrarea. Destul de periculos a respins la această fază Serghei Dulghier. De colță pe partea stângă, Artur Pătraș, responsabil cu fazele fixe pentru galben-verzi, minutul 50 al partidei. Poate fi o fază periculoasă pentru elevii lui Vlad Goian. Număr mare plecați în careul advers. Centrarea, Bolu a încercat să reia foarte bine Dulghier, însă s-a apărat Calache, este cel care trimite mingea departe, undeva la mijlocul terenului. Postică nu reușește să pasează în spate, poate fi pericol la cealaltă poartă, balon care ajunge la Semirov, Semirov, gol pentru FC Florești, minutul 51 și cât de grav a greșit la această fază Ion Postică, vom revedea foarte curând o reluare, foarte bună pasa lui Stefu. Precaută la această fază, nu a fost egoistă, i-a pasat lui Semirov, cel care reușește să deschidă scorul în minutul 51. Postică ar fi putut trimite în afară terenul, ar fi putut trimite tare în spate, ales însă o pasă moale înapoi, mingea fiind angajată într-un contraatac rapid, 2 contra 1, revedem această fază. Postică trimite greșit în spate, nu a avut nicio șansă la această fază, Kovalov. Foarte bine trimis mingea la colțul barei. La rădăcina barei a reușit să marcheze Dmitri Semirov, după cum spuneam, în minutul 51. Să sperăm că vom avea de mai mult spectacol din acest moment. Zimbru obligată să alerge după egalarea de cealaltă parte. Florești, am văzut pe contraatacă, poate să fie decisivă. Pătraș, minge pentru Gău. Gău trimite în dreapta, la Ciopa. Ciopa pentru Postică. Alună întors înapoi la Furtuna. Artur Pătraș. Multă pasă greșită în prima repriză și pentru Pătraș în această partidă. Nu reușesc să desfacă pararea celor de la Florești, acum o minge respinsă de Bugaev. Semirov se întoarce înapoi și este faultată de Iahaia. Au profitat de greșeala din defensiva galben-verzilor, i-au prins pe contraatac și au reușit să fie decisivi. Este primul gol pentru Semirov. Cenco pentru Calacă, se încurcă Calacă, minge rămâne însă în posesia balonului. Semirov pentru Genaitis. Genaitis se întoarce de lângă Neagu. Nu are cu cine să combine în centru. Lipsește centrul terenului pentru ambele echipe în foarte multă fază de atac. Calacă o minge trimisă tare în spate pentru Voropai. Semirov minge la Voropai în dreapta. Balonul întors la Liharev. Minge printre pentru același Semirov. Bună din prima la Bugaev. Reușește Bugaev să strecoare mingea pentru Stefu. Stefu, schimbarea de direcție prea puternică. Balon care îl căuta pe Andrei Calac. Acest lot a celor de la Florești este cotat pe Transfer Market. Nu l-au întreg și 4 milioane. Ceaturov fiind cel mai scump jucător din lotă, conform același site de specialitate. Dacă e să vorbim de Semirov, este născut pe 27 decembrie 1995. De profil defensiv și median.
Gău reușește să fură balonul la Kepten. O faultă are făcut din spate. Avertizare verbală. Este primul faul făcut mai tare de carul celor de la FC Florești. Liber transfer a venit la Florești. Semirov acum o minge trimisă spre careu. Niciun echipier în acea zonă pentru galben-verzi, astfel încât balonul ajunge în brațul lui Liharev, cules fără probleme. Macarciuca este cel care centrase. Ropai minge în dreapta. Un balon de urmărire pentru Stefu. Urghiu este în acea zonă și protejează. Fie aruncarea de la margine pentru galben-verzi. În trecut am trecut pe la Speranța, Azaria Bălți, Sfântul Gheorghe, FG Tighina, Șerifă echipa a doua și Saxană, marcatorul singurului gol de astăzi. Luptă Iahaia și păstrează posesia. Zimbru la fel cotată pe Transfer Market la 1,5 milioane. Vorbind de cotații făcute de site-ul de specialitate. Cum aceste cifre nu contează, e vorba de jocul din teren, același Semirov faultat de Iahaia și va fi balon din nou pentru Florești. Zimbru nu reușește să se regăsească după golul marcat în minutul 50 de echipa oaspete. Încă așteptăm un răspuns din partea gazdelor. Dulghier minge la Genaitis. Genaitis pentru Calac. Calac scoate în centrul același Genaitis. Un doiul reușește să păsteze posesia cei de la Florești. A fost un doi cu Stefu lui Genaitis. Kovchenko întoarce bine pe Iahaia. Kovchenko, balon în spate la Bugaev. Nici Iahaia nu a strălucit astăzi. Foarte bine reușește să recupereze Postica. Postica îl pune pe Bolu într-o angajare pe cont propriu. Bolu însă iargă în față fără minge. Iulghier îl pune sub presiune pe Matrecenko. Reușesc să se descurce elevii lui Iuri Groșev în acea zonă a terenului. Stefu foarte bine furtună, însă la lună care reușită să recupereze. Vine la dublaj și Alexei Ciopa. Minutul 57, 1-0 din minutul 50, după ce a reușit să deschidă scorul Dimitri Semirov. Genaitis aruncă acum pentru Calac. Calac pasă în centru. Iar aruncarea de la margine pentru galben-verzi. Să facem cu o modificare, să vedem cine va ieși din teren. Cel care va intra pentru galben-verzi este numărul 9, Vadim Cemărtan. Nigerianul Saleh Iahaia. De fapt, dublă schimbare se pregătește. Spuneam, nu a strălucit astăzi Iahaia, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, un joc foarte slab. Alexei Ciopa intrase la pauză și Alexandru Gău, acum a intrat și Vadim Cemărtan, golgheterul echipei. Cel de-al doilea care părăsește gazonul este Alexandru Vacarciuc. În locul acestuia va evolua prins Ebenezer. Bare ofensivă făcută de Vlad Goian în căutarea golului egalizator. Pătrașe o minge trimisă în față de Pătrașe pentru Cemărtan. Agață acest balon, Cemărtan scoate în dreapta pentru Neagu. Întrebat Neagu de Genaitis. Neagu într-o acțiune pe cont propriu. Neagu reușește să centreze. Cemărtan agață această minge. Vropai respinge doar până la Postica. Se întoarce bine Postica. Balon pentru Pătraș. Incomod pasat. Și din nou Neagu. Reușește să respingă Dulghier Bolu, scoate această minge pentru nou intratul Ebenezer. Ebenezer trece bine pe dreapta, la dublaj însă Bugaev trimite în afara terenului. Kovchenko este cel depășit de Ebenezer la faza anterioară. Gău nu reușește să paseze. Și Kovchenko încearcă, reușește să paseze în față spre Stefu. Același Gău revine însă și recuperează acest balon.
schimbări ofensive, iar această pauză de schimbare pentru galben-verze pare să prigită. Îi vedem mult mai montați la fazele de atac. Ciopa, pasă slabă lui Ciopa, Ghenaitis avea prin planul în duelul cu Neagu. Este aruncarea de la margine pentru FC Florești. Nu se grăbesc vișinii din motiv că conduc și pe tabela de marcaj. Ar fi o mare victorie pentru ei. Ar fi a doua din actuala stagiune. Cele două echipe au reușit până acum să o boată doar pe Codru Lozova. Trașe întoarce înapoi pentru Burghiu. Nu se complică Burghiu. Balon la Kovalov, trimis în dreapta pentru Furtuna. Bună la Ciopa. Luat în primire de Calacă, obligat să întoarcă înapoi. Minge care între timp din nou ajunge la Burghiu. Patraș. Adâncime Patraș pentru Cemârtan. Voropai trimite în afara terenului. Nouă lovitură de colț pentru Zimbru. Până acum nu au reușit să pună prea mult pericol la fazele fixe. Galben-verzi, să vedem însă dacă la această fază lucrurile vor sta diferit. Doar captenul din lotul lui Iuri Groșev este în afara careului. 6 jucători a galben-verzilor în careul advers. Neagu părăsește acum la fața de pedepsă. O să stai chemat de Vlad Goian la respingere. Urghiu are un conflict în careu cu un adversar. Pătraș, o centrare la prima bară. Voropai respinge pe spate. Cemârtan este cel care degajează până la Ebenzeră. Minge pe jos, respinsă, Ghenaitis, dacă am văzut bine. Reușește stopul puțin în spate, Kepteni, însă poate fi contraatacă pentru cei de la Florești. Sinirov pasă în dreapta pentru Stefu, Vasile Stefu. Încearcă să intre în centru Stefu, alunul ajunge la Kepteni, o centrare respinsă de Ebenzer. Mingea recuperată din nou de Gău. Câteva baloane bune recuperată de Gău în această repriză secundă după ce a intrat în teren. O recentrare într-o zonă unde Bugaev iese la baglon. Iese Kovalov, prinde în doi timpi. A avut un moment prin planul Bugaev în duelul cu Ciopa. Kovalov o minge spre Bolu. Bolu din prima la Pătrașe. Poate fi de această dată contraatacă pentru galben-verzi. Minge este jucat acum de Ebenzer. Care este Cemârtan. Ebenzer lasă balonul pentru Pătrașe. Centrarea lui Pătrașe spre bara a doua. Ghenaitis respinge pe spate și va fi aruncarea de la margine pentru Zimbru. Va face o modificare și în lotul lui Iuri Groșev. Cel care va intra în teren este Artem Zeleniuc în locul lui Anatoli Kepteni. Pare extenuat de carul echipei FC Florești. Artem Zeleniuc, minutul 62, mai este timp pentru a reveni pentru galben-verzi. Ciopa și o intrare tare din spatea lui Ghenaitis asupra lui Postică. Asistentul însă de pe acea parte nu a dictat nimic și va fi răpunerea din colțul careului mic al lui Vladislav Liharev. Grebit Liharev de Dumitru Muntean încearcă să tragă de timp jucătorii lui Iuri Groșev. Secunde prețioase încearcă să câștige încă din acest moment. Ar fi o mare victorie și ar trece peste Zimbru. Ar acumula în cazul unui succes astăzi 7 puncte. Ar fi la un punct distanță de Speranța Nisporeni. Ambele echipe au remizat cu Speranța Nisporeni. Zimbru ar trece pe poziția nouă cu 5 puncte. Însă să nu anticipăm până nu vom auzi fluierul final a acestui meci. Kovchenko este cel care va arunca de la margine. Aruncarea lui Kovchenko spre Bugaev câștigă duelul Ebenzer și aruncarea de la margine pentru galben-verzi. Bugaev se pare că este ultimul care atinse balonul. Reamintesc în această etapă Speranța a trecut de Codru Lozova cu 1-0. Milsan a bătut din Amauto cu același scor. Șerif pentru cu 4-1. Sfântul Gheorghe Dacia Buiucani 2-1.
Etapa viitoare, care începe pe 14 august, reamintesc că există și o pauză de mai bine de o săptămână în cadrul acestei competiții. Dinamo Moto va juca cu Codru Lozova în meciul de debut. Dacia Buican va juca cu Șerif Petrocubă, va întâlni Zimbru acasă. Pentru galben verze urmează o meci foarte tare acum. Gennaitis nu reușește să protejeze, Neagu îi fură balonul, revine Gennaitis însă. A așteptat prea mult Neagu această centrare. Recuperează din nou cei de la Zimbru cu noroc, încearcă Postică un dribling. Pătraș este în careul advers cu spate la poartă între trei adversari. Se ridică și Neagu. Urchiu pentru Gău, Gău greșește, s-ar putea să fie o nouă. A ținut prea mult de balon de această dată Semirov. La un pas din nou să se lanseze pe contraatacă rapidă elevii lui Iuri Groșev. Semirov, cred că este cel căzut pe gazon. Voi reveni pentru a vă aduce la cunoștință care sunt meciurile din etapa a noua. Pentru Cub întâlnești acasă, după cum spunea Zimbru, pe data de 16 august, Florești joacă cu Milsami pe teren propriu, iar Speranța, tot în aceeași zi, de la 20-30 minute, ultimul meci al etapei, va întâlni Sfântul Gheorghe. În aceste momente, Șerif are 24 de puncte la 5 lungim distanță de Petru Cubă Hâncești. Sfântul Gheorghe s-a apropiat după victoria de astăzi la un punct de echipa din Hâncești. Milsamei pe 4, pare că și-a consolidat această poziție, 14 puncte, 4 mai mult decât Dinamo Auto. Și Dacia Buiucani, Speranța, Nisporânie, 8 puncte. Pe locul 7, Zimbru are 5, Florești 4. Codru Lozova este singura echipă care nu a reușit să acumuleze niciun punct în actuala stagiune. Postică, o centrare, respins de Voropai. Reușește să fie mai rapid Ebenzer la această fază, însă scapă mingea în afara terenului. A revenit pe gazon și marcatorul singurului gol de până acum, Dimitri Semirov. ...20 de minute scurse din repriza secundă. De nou, fără prea multă fază de poartă. Reamintim, au reușit cei de la Florești să deschidă scorul după o mare greșeală lui Postică în apărare. Postică l-a pus pe Stefu și Semirov pe contraatacă. Acum scapă mingea printre picioare, cred, Pascal Bolu. Stranierii din lotul galben-verzilor par să nu se ridice la așteptări. Puțin în acest meci. O echipă cunoscută pentru jucătorii crescuți în propria pipinighieră. E hands făcut de Benzeră. Cred că a sesizat un hands asistentul de pe acea parte. Vom revedea. Cred că a fost și hands, au fost și două mâini puse pe fundașul de pe acea parte, celor de la FC Florești. Revenind la gândul anterior, Zimbru, o echipă cunoscută pentru jucătorii crescuți în propria pipinieră, foarte mulți fotbaliști care au evoluat pentru prima reprezentativă au crescut aici, în strada Butucului. Echipă care încearcă și acum să promoveze foarte mulți dintre tinerii crescuți în propria academie. Minge centrată cu efect, Kovalov prinde fără probleme. Nu are pe cine însă să lanseze pe contraatacă. Cemărtan acum se debarcă. O minge însă înaltă, este între trei adversari. Cemărtan reușește să stopeze balonul. Pătraș nu atacă mingea, astfel încât Madrăcencu îi fură balonul. A avut o fracțiune de secundă în care a ezitat Pătraș la faza anterioară. Semirov toarce mingea înapoi la Dulgher. Dulgher în stânga la Gennaitis. Centru Gennaitis, balon din prima, până la Fortuna, greșește capitanul celor de la Zimbru. Luptă Neagu și recuperează. Postică greșește pasa, Gău recuperează pentru galben-verzi. Și Ciopa cred că a obținut aruncarea de la margine după duelul cu Calac. Dacă... Jucător care spuneam că în prima repriză a avut un duel aparte cu Vacarciuc, acum cu Ciopa. Arce Gău la Burghiu. Și în repriză secundă se închid foarte bine zonal și de la FC Florești, iar Zimbru pare să nu aibă acea pasă decisivă printre adversari.
sau în zonele închise de către echipa antrenată de Iuri Groșev. Centrarea lui Ciopa, o centrare lungă. Balonul este menținut în teren Benzeră, care îl scapă din nou în afară. Asta e o minge complicată. Centrarea însă prea puternică a lui Ciopa și o nouă jucătoră de la Fecea Florești căzut pe gazon. Se pregătește pe margine să intre și Serghei Bobrov pentru Vișinii. Până acum Florești o victorie, un egal și 5 înfrângeri, 3 goluri marcate, spuneam, alături de Codru Lozova. Erau cele mai slabe atacuri din divizia națională. Cu golul de astăzi ajunge la 4 reușite. Zimbru, o victorie, 2 rezultate de egalitate și 4 înfrângeri. 7 goluri au reușit să marcheze, 11 au încasat până la ora acestui meci, deja 12. Din teren a ieșit Vladimir Ghenaitis, a intrat Serghei Bobrov. Se resimte Ghenaitis. Are ceva la genunchiul stâng. Să spunem că va putea reveni în etapa următoare. Bolue este cel care trimite în afara terenului. O săptămână complicată pentru fotbal în Republica Moldova. Am avut și acela scandal în care a fost implicată Speranța Nisporene și a fost vehiculat și numele celor de la Fecea Florești. Nu am să mă opresc foarte mult asupra acestui subiect pentru că ne interesează în mod special calitatea fotbalului și să vedem cât mult spectacol fotbalistic și asta sperăm. Nu să intrăm într-o zonă de cancan în tot ceea ce înseamnă fotbalul de la noi din țară. Un lucru este cert însă, și jucătorii și cei din jurul fotbalului, dar și fanii ar trebui să insiste pentru o calitate a fotbalului și un stil de fair play care este transmis și de către Federația Moldovenească de Fotbal, dar și de către iubitorii de fotbal. Pătrașe, o nouă fază fixă pentru Zimbru în minutul 71. Pătrașe, o centrare minge care este respinsă în două rânduri de Kovchenko. Balona ajunge până la maximă Kovalov. Kovalov în propria jumătate pasează cu Pătraș. Martan a încercat ceară o pasă, se demarcasă de după doi fundași. Se pasează însă în propria jumătate. Din nou greșește Ebenzer. Cu noroc însă rămâne în posesie Zimbru. Nu a intrat foarte bine nici prins Ebenzer în teren. Greșește acum Fortuna, mingea este la Madrucenko, posibilitatea de contraatac pentru cei de la Fecea Florești. Madrucenko pe partea stângă, centrarea lui Madrucenko, Bugaev. Nu ajunge acest balon pentru a-l sopa. Iar acum Ebenzer pasează cu Pătraș. Din nou Ebenzer. Zimbru, după ce a încasat golul în minutul 50, nu s-a apropiat periculos de poarta lui Vladislav Liharev. Au prim planul, au posesia, însă nu au și fazele de poartă. Iar în fotbal trebuie să marchezi. La fel a arătat ca aceste ultime 15 minute și partida cu Milsami pentru galben-verzi. Atunci jucătorii de la Milsami au reușit să marcheze în prima parte. Zimbru a avut prim planul, însă nu a reușit să fie periculoasă. Bugaev l-a întors foarte bine pe Fortuna, încearcă însă să-i paseze lui Bobrov. Mingea trimisă prea moale. Iar capitanul echipei gazdă trimite în afara terenului. Andrei Calac este cel care va arunca de la margine. Calac pentru Semirov. Rămâne în posesie Semirov, deși a avut doi adversari în zonă. Reușesc urma dublajului din acea zonă, cei de la Zimbru. Să recupereze mingea. Aruncare lungă la Pătraș, întoarcere pentru Burghiu. Burghiu la Pătraș. Oare cu cine combina în fața Pătraș? La mijlocul terenului, nu știu dacă dumneavoastră puteți sesiza acest lucru, unghiul meu fiind mult mai larg. Nu e nicio jucătoră care să combine. Toți jucătorii sunt ori în față, avem mai puțin de 3 jucători în acea zonă, ori în laterală, pentru galben-verzi. Balonul cu noroc ajunge acum la Burghiu. Bugaev era în zonă, la pressing. Postică. Minge toarsă de Postică până la Fortuna.
Burghiu. Așteaptă foarte multă și de la Pătraș. Jucător, după cum spuneam, cu foarte multă experiență și în prima repriză. Ordonă o schimbare de direcție. Stop bun făcut de Benzer. Intrarea lui Ebenzer reușește Neagu să ia fața unui adversar rea, însă pe lângă poartă. Un gol în aceste momente pentru Zimbru. Ar relansa acest final de partidă și ar face mult mai spectaculos. Desigur, dacă cei de la FC Floreș reușesc să marcheze, nu știu dacă mai are capacitatea unei remontade echipa gazdă. Neagu. Mingea lui Neagu. Cemărtan. Rând întors doar până la adversar. Bugaev are spațiu, Bugaev poate în etapă, poate fi din nou contraatac periculos pentru oaspeții. Bugaev, un șut de la distanță și a închis unghiul la un moment dat nouarul echipei oaspete. Alexei Solomin pasă în stânga. Aleacă cu o centrare. Alunea care ajunge în brațele lui Kovalov. Trecuseră pe sub minge și Burghiu și Stefu. Ebenzer poate lansa contraatacul. Nu are cu cine pasa însă și este și el nevoit să întoarcă înapoi. Ghiu în centru la Postică. A învăluit pe dreapta Ciopa. Deci Postică o minge în adâncime, reușește să respingă Voropai din acea zonă. Recuperează același Postică. Gău o minge înapoi la Furtună. Din nou Gău. Neagu cu spatele la poartă. Neagu pasa către nimeni, Neagu. În multe momente am impresia că nu ridică capul jucătorii din teren, astfel încât să vadă dacă au o echipieri în acele zone. Urghiu, o minge care ajunge la Gău, balonă la Pătraș, Pătraș are spațiu, încearcă o acțiune pe cont propriu, s-a părat bine Cemărtan la această fază. Iar Stefu este faultată de Ebenzer. Minutul 76, mai puțin de un sfert de oră din ultimul meci al etapei a 8-a. Din păcate, o partidă fără prea multă fază de poartă. Reamintesc că în primele 45 de minute nu au avut niciun șut pe spațiul porții, nici pentru una dintre cele două tabere. Echipele de pe locul 8 și 9, spuneam, dacă Zimbru a reușit să bată, ar trece pe poziția 7-a. La acest scor reușesc cei de la FC Floreș să treacă peste Zimbru, să se apropie de Speranța Nisporeni și să urce pe locul 8. Galben-verzii coborând pe 9. Meciuri grele, etapa viitoare pentru ambele formații. Minge pe care urmărește Ciopa. Lacă este faultată de Ciopa, protejase bine balonul. Iese din teren și Petru Neagu. Mai mult cu spatele la poartă astăzi, Neagu. În locul acestuia va juca în continuare Cristian Dani. O schimbare ofensivă, un nou jucător tânăr pentru Vlad Goian. O pauză care ar putea să schimbe multă pentru toate echipele. O pauză foarte importantă, cea mai mare pauză după startul campionatului. S-a jucat la foc continuu. Bugaev. Bugaev minge înapoi, balon tors de Cemărtan pentru Calac. Calac printre a încercat Semirov și reușește să îi paseze lui Bobrov. Bobrov pentru același Semirov, nu reușește să întoarcă Semirov de lângă Postică. Marchează pericolul Postică. Cemărtan urmărește această minge, reușește să o țină în teren Cemărtan. Calac însă i-a suflat balonul. Foarte bine s-a descurcat și Madrăcencu la această fază. Furtuna a înaintat foarte mult. Furtuna e această fază pe cont propriu. Capitanul celor de la Zimbru nu reușește să paseze, însă Bolu recuperează. Are cu cine să paseze Bolu, acum o face. Centrarea lui Ebenzer respinsă de Calac. În apărerea acesta era Cristian Dani. Se joacă cu garda jos în aceste momente. O minge trimisă în adâncime pentru Bugaev. Ciopa foarte bine a reușit să o recupereze. Postică pentru Cemărtan. Diulghiera se înalță. Madrăcencă cu pieptul a încercat
să-i fure balonul acolo pătraș. Gău. Gelul Gău pentru pătraș, întoarsă la Gău. E Benzeră pe stânga. Vede bine Gău. Nou intratul în teren, centrarea pe jos. Respinsă de Voropai. Departează mai apoi pericolul Kovchenko. O gafă în apărare poate face diferența în această partidă. Minutul 50, Postica a trimis prea moale mingea în spate pentru cei care nu au văzut golul marcat de cei de la FC Florești. Iar echipa oaspete s-a lansat într-un contraatac 2 contra 1. Steful a scos 1 la 1 mai apoi pe Semirov, care a trimis balonul la rădăcina barei. Lacă faultată de Cristian Dani. Și mai a câștigat câteva secunde. Probabil va cere și îngrijiri medicale. Anu se ridică Galac, inițial aveam impresia că avea ceva probleme. Degajare. Și să vedem, este aruncarea de margine pentru Zimbru. Ultimul care a atins balonul a fost Sergei Bobrov în duelul cu Ciopa. Alexei Ciopa aruncă greșit de această dată. Semirov. Madrăcenco. Foarte bună pe reluarea, însă puțin cam largă a lui Vasile Steflu. Era foarte aproape și Burghiu. Fortuna, minge degajată lui Fortuna spre un trecoi echipier. Era vorba de Ciomărtan în acea zonă. Pătrașă în centru. Nimeni nu și-a responsabilitatea unui șut spre poartă. A avut Pătrașă spațiu, însă nimeni nu încearcă să trimită spre poarta lui Vladislav Liharev. Lucrul sesizat de Vlad Goian în mai multe rânduri, în interviuri. Va fi repunerea din colțul careului mic al lui Vladislav Liharev, întors acesta de central după ce s-a pornit să ia mingea din colțul terenului. Minutul 81. Pot fi 3 puncte foarte importante pentru FC Florești în lupta din subsolul clasamentului. Liharev degajează. Bucăiev pierde duelul cu Burghiu. Cade și se resimte Kovchenko. Revedem și o reluare. 22 de faulturi pentru Zimbru. 8 pentru Florești. Conform unei statistici văzute acum, mulțumim și colegilor. Iago 4 faulturi, Iahaia la fel 4, Bălu 3 până în acest moment. În top 3 sunt jucătorii de la Zimbru. Un lucru este cert, echipa oaspete mai câștigă câteva secunde prețioase în ecuația acestei partide. Etapa viitoare, spuneam, meciuri grele pentru ambele. Zimbru joacă la formația de pe locul 2 pentru Cuba, care trebuie să-și ia revanșa după meciul de ieri cu Șerif Tiraspol. De cealaltă parte, Florești întâlnește acasă Milsami. Milsami, echipă care vine după o serie foarte bună în campionat, deși jocul nu a fost unul strălucitor pentru Vulturii Roșii. Milsami are 3 victorii consecutive cu Zimbru, Codru Lozova și Dinamo Auto, deși a suferit în toate cele 3 partide. Milsami rămâne una dintre formațiile care vor lupta pentru poziția a patra, cel mai probabil. Să vedem, poate, urma rezultatelor, să nu fie una dintre candidata pentru primele 3 locuri. Bobrov minge în spate la Semirov. Semirov pentru Calac. Partea stângă, marcatorul singurului gol, o centrare la semi-înălțime, balonă care este scăpată în dreapta, ajunge la Stefu. Stefu centrează și este gol pentru FC Florești. Cel care reușește să marcheze este Sergei Bobrov. Bobrov marchează și face 2-0, nu cred că se mai poate întâmpla ceva în această partidă. Minutul 84, iar Bobrov face 2-0 foarte curând. Vom vedea și o reluare, o fază care nu s-a anunțat a fi foarte periculoasă.
Mingea scapată inițială de Alexei Solomin în centrul careului, în marginea careului. A venit mai apoi centrarea și balonă deviată. Maxim Kovalov era deja jos. Încerca să prindă acel balon, aștepta acea minge, deviată însă, decisiv de Serghei Bobrov. Pentru Bobrov este primul gol din actuala stagiune. 0-2 Zimbru, FC Florești. E echipa care își dispută partidele. La Bender se pare că va pleca cu 3 puncte astăzi de aici, din strada Bătucului. Bogaev. Semirov. Încearcă să mai marcheze cei de la Florești. Încearcă să-i prindă demoralizația în aceste momente pe galben-verze. Bugaev. Mingea întoarsă de Bugaev. Se apără bine Bolu. Jucător care astăzi a pierdut destul de multe minge. Am văzut că ești într-un top al faulturilor făcute. Gă o minge în față pentru Ciamărtan. Ciamărtan nu reușește stopul. Și tot el este cel care faultează. Vasile Stefă este cel faultat. 5 minute rămase din timpul regulamentar. 0-2 în repriza secundă. Zimbru și înaintea primului gol avea prin planul, însă a reușit atunci pe contraatac în urma unei gafe uriașe în apărare să marcheze. Vișinii. Acum au făcut la fel, se sezasem de fapt pe parcursul partidei. În mai multe rânduri, portarul celor de la Zimbru aștepta balonul să vină în brațe. Și în câteva rânduri a fost la limită ca mingea să fie deviată de un adversar sau un coechipier la această fază. A reușit Bobrov să trimită peste Kovalov. Cred că va vedea cartonaș galben prins Ebenzer. Talpă în față. Nu a intrat nici el foarte bine în teren. De fapt, astăzi stranierii, după cum spuneau, nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Mai văzut încă un galben arătat în spate. Curând ne vom da seama cine sunt cei avertizați. Ebenzer, primul galben în actuala stagiune. Vom vedea grafic dacă a fost și un al doilea avertisment. Oferit de central. Madrăcenco, minge pasă în spate. Luptă Solomin, păstrează posesia. Madrăcenco întoarce înapoi la Dulghier. Dulghier, adorocatorul primul gol, Semirov. Madrăcenco, Semirov. Am ieșit dintr-o zonă unde erau trei adversari. Este la pressing. Kovchenko. Mingea lui Kovchenko îl căuta pe Bobrov. După intrarea lui Bobrov în teren, Stefo a trecut pe dreapta, Bobrov fiind vârful central al lui Yuri Groshev. Bugaev, Madarchenko, mingea întoarsă înapoi la Voropai. Deci Bugaev ușor de Bolu. Și la Zimbru s-a schimbat tactica, așezarea după intrarea lui Ciamărtan. Bolu a coborât. Stop bună a făcut acum de Ebenzer. Ține mult de minge Ebenzer. Și se întoarcă la Burghiu. Balonă pentru Gău. Minge în dreapta la Postică. Va trebui să lucreze echipa tehnică și cu Postică după acest meci. Punct de vedere moral, jucătorul va trebui susținut după greșeala făcută în minutul 50. O echipă tânără care are nevoie de foarte multă susținere morală. Calac. Calac continuă să țină de minge. Este pus sub presiune de Cristian Dani. Faultează Dani. Minge trimisă pe partea dreaptă.
Cenco pasează cu Stefu în acea zonă. Balonul se întoarce la Voropai și au schimbat direcția de atac. Bugaev acum un balon pentru numărul 77, Stefu. Vine și îl susține Kovchenko. Apă puțin balonul de sub control, Semirov în centru. Madrchenko în zona centrală are spațiu de șut. Madrchenko, șutul lui Madrchenko. Burghiu este cel care respinge. Deși nu avea niciun adversar în spate. Pentru siguranță, Burghiu trimite balonul în afara terenului, undeva în apropiere de mijlocul terenului. Ciopa iese bine din dispozitiv. Balonul revine însă la oaspeți. După golul 2 marcat de Fecea Florești, Zimbru a renunțat la posesie. Offside la Stefu. Ebenzer este cel care pasează înapoi Kovalov. Dani, balon la Pătraș, are spațiu Pătraș, șutul lui Pătraș se duce pe lângă poartă. Mai puțin de 15 secunde din timpul regulamentar, curând vom vedea și al patrulea oficial Stanislav Leu câte minute arată de pronunciere pentru această partidă. Zimbru trece pe 9, în urma acestui rezultat ajunge la 5 înfrângeri în această ediție de campionat. 13 goluri încasate o egalează la acest capitol pe FC Florești. De partea cealaltă, echipa oaspete trece pe 8 și va avea 7 puncte la un punct distanță de Speranța Nisporeni. Reușește stopul Ciopa, nu se descurca mai bine această fază, nici Semirov. 3 minute s-au arătat de la margine. Fortuna. Diulghier a ieșit bine din apărare. Apărarea aceasta minge Bolu. Fortuna, balonă la Ciopa pe dreapta. Centrare pe jos, însă respinsă de Diulghier. Gău. Trece Gău de un adversar. Șutul lui Gău peste transversală. Spuneam acum, cred că 15 minute, Zimbru ar trebui mai des să încerce să trimită spre poartă lui Vladislav Liharev. Parcă avea o frică de a trimite spre poarta adversă. Urchiu mai bine plasată, pierde mai puțin să posesia și poate fi o nouă atacă pentru cei de la FC Florești. Balac. Madrchenko minge la Bugaev. Bugaev în centru la Semirov. Degajați, pasează elevii lui Iuri Groșev. Îi ajută și avantajul de pe tabelă. Nu se grăbesc să atace. Minge pentru Stefu. Stefu reușește să treacă foarte ușor de Ebenzer. Ebenzer avea prin planul. Stefu i-a furat însă mingea. Acum o centrare respinsă de Fortuna. Poate fi contraatacă periculosă pentru cei de la Zimbru. Poate veni golul de onoare. Pătrașe urmărit de Madrchenko. Îl vede pe partea dreaptă pe Dani. Dani vine însă și se recrează ca lacă. Pasă la Bolu pe stânga. Centrarea lui Bolu. O centrare peste poartă. Ceruse Ciomărtan undeva în preajma careului mic. Centrarea ratată însă. Care s-a dus peste poartă. Vom vedea ce vor declara la conferința de presă și cei doi tehnicieni în urma acestei partide. Vom vedea și o statistică. 26-8 faulturi, mult mai multă pentru Zimbru. Foarte multe intervenții în afara regulamentului pentru echipa gazdă. Și se aude și ultimul fluier al lui Dumitru Muntean. 2-0 Florești se impune la Chișinău în strada Butucului în meciul cu Zimbru Chișinău. Într-un duel din subsolul clasamentului, Zimbru rămâne doar cu o victorie până acum în duelul cu Codru Lozova. De partea cealaltă, a doua victorie pentru FC Florești, 7 puncte în aceste momente pe locul 8. Zimbru rămâne cu 5 puncte pe poziția a 9-a.
Dueluri dificile, etapa viitoare, după cum spuneam, avem o pauză până pe 14 august din primul eșalon fotbalistic, după care vom reveni cu noi meciuri, sperăm cu forțe proaspete și cu mai mult spectacol în fotbalul din Republica Moldova. Pe final de lună ne așteaptă și partidele din preliminarele UEFA Europa League și Champions League. Reamintesc pentru cei care poate nu cunosc, Șerif joacă în preliminarele UEFA Champions League. Dinamo Auto, Sfântul Gheorghe și Petre Cuba vor reprezenta țara noastră în preliminarele UEFA Europa League. În câteva secunde vedem și grafic cum a arătat această partidă. Semirov și Bobrov sunt marcatorii celor două goluri, reamintesc acest lucru. Posesia mai bună pentru Florește, șuturi la egalitate, niciun șut pe spațiul porții pentru Zimbru. Două pentru Florește, 8-26 la faulturi, cartonașe galbene 2-1, cornere 4-2, offside-uri 1-2. Eu sunt Ion Jalbă, în numele echipei, vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă dorim o seară cât mai frumoasă, rămâneți aproape și susțineți fotbalul din Republica Moldova. Toate cele bune!